Mă bucur să fiu în această seară împreună cu voi, aici la Părtășie. Prima dată când sunt la biserica aceasta, trebuie să recunosc că aveți o biserică deosebită. Am spus unui frate că aveți o biserică așa frumoasă și cred în vorba care spune, și anume, casa lui Dumnezeu trebuie să fie mai frumoasă ca și casa noastră. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să umple Dumnezeu și balconul și să vină gherla la pocăință. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea să citesc un pasaj foarte cunoscut din Sfânta Scriptură, din Marcu, la capitolul 5, versetul 21, pagina 967 în Sfânta Scriptură. Marcu, la capitolul 5, versetul 21, unde Sfânta Scriptură spune așa. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair și cum l-a văzut fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te vino de spune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult noroc și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit însă vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să ține seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașul sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Te rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești. Tu cunoști nevoile noastre mai bine ca oricine. Dă-ne un cuvânt profetic prin predicare și atinge inimile noastre. Mă rog, Doamne, să mântuiești astăzi oameni. Mă rog să vindeci orice hemoragie, Doamne. Orice lucru, Doamne, care e de mult și puroiază. Doamne Iisuse, rostește un cuvânt, Doamne. Fă ca acea putere care a ieșit din Tine și ai vindecat acea femeie. Doamne, să o simțim toți astăzi, în duhurile noastre, în trupurile noastre. Tu ești același, ieri și în veci. A Ta să-ți fie gloria și slava, de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Cu fratele Florin am o prietenie mai veche, în câte pe băncile facultății, și întotdeauna mi-a plăcut inima lui caldă, de păstor. Și la liceul pentecostal unde predau, l-am invitat și a lăsat amprente în urmă. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze aici în Gherla. Și mă rog ca pașii lui aici în Gherla să se facă simți și peste o generație. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Unul dintre cele mai frumoase nume, sau poate cel mai frumos nume pe care cred că Domnul Iisus Hristos îl are. Știți că Domnul Iisus Hristos în Biblie are 256 de nume. 256 de nume. Dintre toate numele pe care le are Iisus Hristos,
Cred că cel mai frumos nume pe care l-are Iisus este numele de Minunat. Și Biblia că îl vor numi cum? Minunat. Așa cum pe mine mă cheamă Gabi, dacă îl întreb pe Iisus, Iisuse, cum te cheamă? Numele meu este Minunat. Totul despre Iisus Hristos în Scriptură este minunat. Nașterea Lui minunată. Astrele cerului au concurat la nașterea Lui. A primit aur. Viața Lui a fost imaculată. Cine mă poate dovedi că am păcat? Minunile care le-a făcut, zice Biblia, toate le face de minune. Inclusiv saliva Lui făcea minuni. Când a scuipat în pământ și a făcut tine și a pus pe ochii unui orb, zice Biblia că omul acela, orb din naștere, a început să vadă. Hristos a putut să creeze în orbitele goale ale oamenilor, să creeze cel mai complex mădular, și anume ochiul. Totul despre Iisus, felul în care moare este minunat. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Felul în care învie, cum se înalță, totul este la superlativ despre Iisus Hristos. Și Biblia numește pe Iisus Hristos Domn. Domn al domnilor și împărat al împăraților. Și frumusețea este că acest Domn care este minunat vrea să fie și Domnul tău. Vrea să aibă stăpânire peste inima noastră. Noi care eram morți în păcatele noastre, vedeți, noi astăzi iubim pentru că Dumnezeu ne-a iubit în ciuda faptului că eram morți și hidoși și murdari. A ales să ne iubească pe când eram noi morți în păcatele noastre. Hristos a venit să moară pentru noi. Asta e frumusețea dragostei lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu e tip business. Te iubesc pentru că îmi place. Nu, te iubesc că ești mort. Mort în păcate. Dar l-am trimis pe Iisus ca să ne dea viață, să ne răscumpere. Binecuvântat să fie numele Domnului. Marcu capitolul 4 și capitolul 5 sunt două capitole în care prezintă domnia lui Iisus Hristos. Marcu la capitolul 4, ultima parte, prezintă că Iisus este Domn peste natură. Dormea la cârmă, spune Biblia, era obosit. Și în timp ce dormea la cârmă, valuri au intrat în corabie și ucenicii s-au speriat, au zis, Doamne, nu-ți pasă că pierim, trezește-te, Doamne. Și Iisus Hristos, spune Biblia, s-a trezit și aceeași gură sfântă care au zis odată să fie lumină, aceeași gură sfântă, s-a uitat la vânt și la mare și a certat vântul ca pe un copil de la rău și a zis, taci fără gură. Și în momentul ăla s-a făcut o liniște mare. Și Biblia spune că oamenii au zis, cine e ăsta că îl ascultă și vântul și marea? Pentru că Iisus Hristos este Domn peste creație. Lăudat să fie numele Domnului. După ce a trecut de cealaltă parte a mării, spune Biblia că a ajuns într-un ținut. Și acolo era un îndrăcit, un om care, zice Biblia, era stăpânit de un duh necurat. Își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l ține legat nici cu un lanț. Rupea obezile, spune Biblia. Și când omul acesta îndrăcit, care avea o legiune, adică între 5 și 7 mii de soldați romani intrau într-o legiune. Imaginați-vă, într-un om să intre mii de demoni. Și când omul ăsta posedat de duhuri necurate, îl vede pe Iisus Hristos, cade cu fața la pământ și zice, te știu cine ești, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos cu un singur cuvânt a zis, duh necurat, ieși afară. Și dintr-o dată, 7 mii de demoni la un singur cuvânt, ies afară. Pentru că Iisus Hristos este Domn nu numai peste creație, Hristos este Domn și peste duhurile necurate. Hristos este mai tare ca diavolul. A venit și a biruit capul șarpelui, a venit și a zdrobit capul, autoritatea diavolului și ne-a făcut liberi, lăudat să fie numele Domnului. Te uiți mai în jos și vezi că Iisus Hristos este Domn peste boală. Biblia spune că s-a întâlnit cu femeia aceasta care aproximativ 4.000 de zile, nu? Era necurat, o scurgere de sânge. Mă gândesc cât de anemic a fost în timpul ăsta. Te gândești cum a putut să ducă povara asta atâția ani de zile. Cum de nu s-a sinucis? Necurată. Era necurată în vremea aceea. Nu, cum te cheamă? Necurată. Biblia nu-i zice numele. Și se întâlnește Iisus Hristos cu femeia asta care avea o boală pe care doctorii n-au putut-o vindeca. Și Hristos, ce n-au putut doctorii să facă în 12 ani de zile, Hristos face la o simplă atingere ca să ne arate că Iisus Hristos, Domnul nostru, este Domn și peste boală, lăudat să fie numele Domnului. Te uiți mai jos și vezi că Iisus Hristos merge și învie o fetiță, ca să ne arate că Iisus Hristos este Domn și peste moarte, că El a înviat, că El e mai tare ca boldul morții. Și la un singur cuvânt, moartea pleacă și vine viața. Acesta este Iisusul Scripturii, un Domn peste creație, peste duhuri necurate, Domn peste boală, Domn peste moarte, El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Știți care frumusețea în seara asta? Că acest Iisus care este Domn, vrea să fie și Domnul tău. Vrea să ne bage în seamă pe noi păcătoși, să aibă stăpânire totală în sufletul nostru, în duhul nostru. Și tragedia este că Hristos
De atâtea secole stă și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și oamenii nu vor domnia lui Hristos, că se vorbea despre împărăție, despre domnia lui Hristos. Oamenii nu vin să umple balconul, nu vin să umple scaunele, nu? Oamenii stau acasă, nu sunt interesați de lucruri spirituale. Ei vor să fie ei domni. Ei vor să fie domni peste viața lor. Însă Iisus Hristos vrea astăzi să lași garda jos și să spui, Doamne, ăsta sunt, Doamne. Doamne, am păcat în viața mea. Doamne Iisuse, sunt un om păcătos. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Unul dintre cei mai mari oameni pe care secolul 20 a avut a fost Martin Lloyd-Jones și el spunea așa, răceala spirituală din bisericile noastre se datorează faptului că oamenii se simt prea sănătoși. Ce mi-a plăcut! E adevărat, frate Florin? În mediul evanghelic și nu numai. Și la ortodox, și la baptiști, și la catolici. Răceala care se simte în Biserica lui Hristos este pentru că bisericile sunt pline de oameni care nu pare mai așa nevoie disperate de Iisus. Ei se văd ok, ei sunt sănătoși. O superficialitate în a-L căuta pe Iisus. O superficialitate în pocăință. Oameni care L-ar vrea pe Hristos așa ca un accesoriu. Știi, ca pe Moș Crăciun. Doamne, mă doare aici, Doamne, vindecă-mă, Doamne, mă doare din coci. Doamne, ajută-mă la examen. Dar nu oameni care să se închine, să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu. Și în această seară, aș vrea să-ți lași mândria deoparte, indiferent cine fii, să-ți lași machiajul spiritual cu care ai venit la casa lui Dumnezeu, să vii ca și femeia asta. Doamne, am o hemoragie. Mă chinuie, Doamne. Îs necurată. Femeia asta de 12 ani și-a văzut nevoia de Hristos. Să vii să nu mai pretinzi că ești ceva, când de fapt Dumnezeu știe ce e în inima ta. Și să vii să spui, Doamne, vreau să mă atingi, Doamne, vreau puterea Ta. Vreau să mă scos din mocirluța călduță în care sunt și vreau Duhul Sfânt, Doamne, să fac o minune în viața mea. Și când îl cauți pe Dumnezeu, cum l-a căutat femeia asta, cu toată inima ta, fără să te lași intimidat de mulțime, fără să te lași intimidat ce zice satul, ce zice orașul, ce zice neamurile, ce zice popa, ce zice cutare, nu, fără să te lași intimidat de mic, îl vreau pe Iisus. Vreau să spun ceva, Dumnezeu este acela care se lasă găsit, lăudat să fie numele Domnului. Așa că indiferent cine ești în această seară. Că ești femeie sau că ești bărbat, Iair era tata unei fetițe, nu? Domnul Iisus Hristos iubește deopotrivă și bărbații și femeile, amin? Hristos vrea să facă minuni și cu partea feminină și cu partea masculină. Indiferent că e sărac sau bogat, femeia asta era săracă? Foarte săracă. Zice Biblia, cheltui tot ce a avut. Și Iair cum era? Era fruntașul sinagogii, așa-i? Era pe val, era un tip cu bani. Dar Hristos iubește și bogații, Hristos iubește și săracii. Dumnezeu vrea să mântuie și bogații. Dumnezeu vrea să mântuie și săracii. Indiferent că ai un nume sau că n-ai niciun nume, indiferent că ai brand, el este fruntașul sinagogii, Iair, îi se dă numele și fruntaș. Sau că ești un no name. Ești nimeni. Nimeni nu te cunoaște. O femeie, nici măcar nu-i dă numele. De fapt, era o necurată, nu? Și cu toate astea, Hristos iubește și pe cei care au un brand, care sunt cineva în societate, și pe cei care sunt de jos. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Și dacă îl căutăm cu toată inima, Dumnezeu se lasă să fie găsit. Ăsta e Domnul nostru. Dacă îl cauți cu toată inima, bogat sau sărac, Dumnezeu se lasă să fie găsit. Și îmi doresc în această seară să-ți faci inima mică, în câteva minute care o să le mai am, și să-ți deschizi inima și să spui, Doamne, fie Duhul Tău să vină peste mine. Doamne Iisuse, intră în inima mea, te caut din toată inima mea, iartă-mi, Doamne, aroganța mascată, iartă-mi, Doamne Dumnezeule, starea mea de lene spirituală, de răceală spirituală. Dă-mi inima acestei femei care să te caute cu disperare. Și dacă îl caut, spune Biblia, Dumnezeu se lasă să fie găsit. De fapt, adevărul este mult mai profund. Noi îl căutăm pe El, pentru că inima, Psalmul 27:8, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea, adică orice impuls care l-am eu să-L caut pe Dumnezeu este că Dumnezeu îl creează și îmi dau seama că El e autorul mântuirii. Lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin? Scriptura spune că a vindecat pe acest om posedat de duhuri necurate și a trimis dracii ăia, i-a trimis într-o turmă de porci. Și toată turma de porci, zice Biblia, că s-a repezit în râpă, în mare și s-a unecat.
Și au venit porcare, zice Biblia, și au dat de știre la patronii de la ferma de porci și au zis, vezi că ți-au murit porcii. Și zice Biblia, când au venit patronii de la ferma de porci și l-au văzut pe omul ăla cu mintea întreagă și îmbrăcat, stând la picioarele lui Iisus, în loc să spună, Doamne Iisuse, hai și în casa mea. Doamne, dacă așa putere ai, vino și în casa mea, și eu am alte probleme. Doamne, n-am duhuri necurate, n-am oameni, dar am alte probleme. Tu ești Mesia. Zice Biblia, nu. Ăștia au zis, Doamne, iubesc mai mult scroafele decât prezența ta. Eu iubesc mai mult porcii decât prezența ta. Și zice Biblia, când au văzut că le-au murit porcii, l-au rugat pe Iisus Hristos ce să facă. Zice, stare, să plece. Ne-ai alimentat, nu mă duce. Că așa e astăzi. Oamenii iubesc mai mult cașcavalul. Oamenii iubesc mai mult stilul lor. Nu-L vor pe Hristos. Da, știu că Iisus face mine, dar nu L-ar vrea. Și L-au rugat să plece. Și Biblia spune că atunci când Iisus Hristos e rugat să plece, Hristos e un gentleman, nu? El nu intră cu bocanci în viața nimănui. S-o sui înapoi în corabie și o trec înapoi de cealaltă parte. Și de cealaltă parte, zice Biblia, îl aștepta un orod cu o inimă care abia aștepta să vină. Și vreau să cred că în seara asta, la Gherla, sunteți norodul ăsta care abia așteptați să vă atingă și să ne atingă Iisus, așa-i? Să nu fie niciunul de aici ca și patronea de porci, care să zică, Doamne, pleacă, Doamne, Doamne, n-am nevoie de Tine. Și să spune, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Mulțumesc că mă cercetezi, mulțumesc că mi-ai dat încă o zi, Doamne. Mulțumesc, Doamne, pentru libertatea religioasă, amin? La ora actuală să știți că în România avem 8 Biblii pe cap de locuitor. Sunt peste 6.000 de etnii în lumea asta care n-au nici măcar o pagină din Noul Testament tradusă. Și tu ai atâtea Biblie și ai biserici de toate culorile. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Că nu tu ai ales unde să te naști, nu tu ți-ai ales țara, nu tu ți-ai ales părinții. Dumnezeu a hotărât să te naști în România ca să auzi de numele Lui. Și nu-i merit tău, nu-i meritul tău, e meritul lui Iisus Hristos. Și cui s-a dat mult, spune Biblia, îi se va cere? Îi se va cere mult. Și Biblia spune că atunci când a venit de cealaltă parte, unul din fruntașii sinagogii numit Iair, cum l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, fetița mea trage să moară. Vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Acum, nu știu câți dintre voi aveți fetițe. Eu am 3 băieți și 3 fete. Mulțumesc să-mi trăiască. El e cel mai mare. Mai am cel mai mic de un an. Parcă tații sunt legați așa, când fetițele iubesc foarte mult pe tătici. Este așa, tati, parcă nici nu poți să îi abțiguiești așa ca și pe băieți, că e alt material în ele, nu? Imaginați-vă la omul ăsta, să aibă o fată de 12 ani și să fie în comă, să fie pe moarte, zice Biblia. S-a uitat de toate gradile lui, că el mare fruntaș de sinagogă și care bani, când a fost vorba de fata lui, ce-a făcut, zice Biblia? S-a plecat cu fața la pământ! Și câteodată Dumnezeu trebuie să ne treacă printr-o școală a suferinței ca să ne plecăm cu fața la pământ. Numai vreau să vă spun ceva. Nu cancerul ne îndeamnă la pocăință. Nu COVID-ul ne îndeamnă la pocăință. Biblia spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu, nu suferința, te îndeamnă neapărat să mergi să cazi la picioarele lui Hristos, ci bunătatea lui Dumnezeu. Și în seara asta, indiferent cine ești, că ai funcție, că n-ai funcție, pleacă-te de bunăvoie la picioarele lui Hristos și spune, Doamne, vino și în casa mea, Doamne. Doamne, iartă-mi păcatele, Doamne. Doamne, dezgroapă visele alea moarte, Doamne. Tu poți să dai viață viselor mele moarte. Dumnezeu poate să facă minuni în familia ta, amin? Și Biblia spune, când l-a văzut Iisus Hristos, s-a dus împreună cu El și după El mergeau curioșii, mult norod, să vadă, știi, cine predică. Ce ilustrație are. Să vadă ce minuni mai face Iisus. Și Biblia că norodul ăla care mergea împreună cu Iisus Hristos, era acolo o femeie. Probabil asta avea vreo 60 ceva de ani, nu știu. Fata acestui om avea 12 ani de zile și femeia asta era bolnavă de 12 ani de zile. Și spune Biblia că în mulțimea asta era o femeie care de 12 ani de zile. Și Biblia avea o scurgere de sânge. Conform cărții Levitic, era considerată o necurată. Acum, eu cred că femeia asta, orice femeie, poate să ascundă scurgerea de sânge, știu, o săptămână, o lună, două, era 12 ani. Cum te cheamă? Cum i-a rămas nickname-ul, porecla? Ia, o vin necurată aia. Necurată. Mergem în primărie, cine? Aia cu probleme, aia necurată aia.
toată lumea știa, zice Biblia, că au plecat la toți doctori. Deci oricum se știa cazul. Și zice Biblia că femeia asta și-a cheltuit averea. Suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba încă era mai rău. Ca să ne arate parcă Dumnezeu că singura noastră salvare nu este la oameni, ci este unde? La Iisus Hristos. Și acum ascultați cum continuă. Versetul 27. Deci după ce s-a epuizat vreo 4.000 de zile, 12 ani de zile, să stea cu această traumă emoțională. Te mir cum a putut o duce atâta timp. Și poate în seara asta este cineva aici. Este. Sigur este, doar știu eu. Știu asta prin Duhul. Sunt aici oameni, bărbați, femei, care au și hemoragii, bătălii din alea interne, lucruri de alea care îi macină, buba aia sub braț, din talp, adică lucruri ascunse, te macină. Lucruri care vrei să scapi, dependențe de păcat, robii, și te lupi și ai încercat și consiliere și du-te încolo, du-te. Poate e mâna vrăjitor să scapi de anumite lucruri. Poate ai încercat orice și vezi că ești tot acolo. Bătălii, hemoragii de care vrei să scapi și n-ai scăpat. Frumusețea este următoarea, că femeia asta a auzit vorbindu-se despre Iisus. Și vreau să vă spun că în numele lui Iisus este putere să vindeci orice boală. Amin? În numele Iisus e putere să rupă orice legătură a celui rău. Și ce n-au putut doctorii să facă în 12 ani, a făcut Iisus Hristos într-o singură secundă. A putut? Da sau nu? Ăsta e Domnul nostru. Și dacă ești aici cu hemoragie în inima ta, mă refer nu fizic neapărat, mă refer lucruri de care vrei să scapi și nu poți. Necurății de care vrei să scapi și nu poți. Legături ale celui rău. Dormi cu becul aprins noaptea, frici, intimidări, depresie, ești pe buza prăpastiei. În seara asta ai venit să auzi de Iisus. Și Iisus nu e o poveste de copii, e o realitate. Și ce n-ai putut tu să faci prin toate chestiile tale și sunat și mers la Cluj sau nu știu unde? Este aici Iisus. Și Iisus poate să facă, să te surprindă în seara asta. Știi ce să faci? Femeia asta a auzit vorbindu-se despre Iisus. Primul pas, credința vine în urma? Auzi vorbindu-se de Iisus. Auzi că El vindecă bolnavii, că învie morții, că potolește furtuna, scoate demoni. Și s-a gândit, înseamnă că Iisus poate și să mă vindece. Și vreau să vă spun că există putere în numele lui Iisus Hristos. Și mă rog astăzi să-ți deschizi inima prin credință, să auzi cuvântul acesta. Și mă rog credința să se nască în inima ta. Și parcă văd pe femeia asta, după ce a auzit vorbindu-se despre Iisus, credința a deja început să se nască în urma auzirii cuvântului. Gata, mă duc să mă ating de Iisus. Zice Biblia, ascultați ce piedică a avut. Auzit vorbindu-se despre Iisus, versetul 27, și a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Versetul 28, piedica. Ce piedică a avut ea înainte să se atingă de haina lui Iisus? Căci își zicea ea. Cu cine vorbea aici? Căci își zicea ea. Cu cine vorbea? Cu cine? Cu ea. Ispita. Dacă aș putea. Dar oare o să poți? Dar că nu o să poți. Oare o să poți trece de ea 12 bodyguard de ucenicii lui, de mulțimea aia? Dar dacă nu, numai te faci de rușine? Dar cum să te atingi tu de un rabin, tu femeie? Dacă o să te ucide cu piedică? Dar dacă o să te facă de rușine? Da, dacă nu o să se întâmple nimic? Dacă? Nenorocitul ăsta de dacă? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu? Observați îndoiala. Dacă nu ești Fiul lui Dumnezeu, oare chiar a zis Dumnezeu? Oare, da, poate nu a zis Dumnezeu. Așa se întâmplă. Vezi pe un om care, Duhul Sfânt aprinde ceva în el, credința e gata, vreau să mă pocăiesc, vreau pe Iisus. Și vine satana. Și zice, dacă a fost numai o emoție. Și mai vine tare psiholog și zice, nu, cred că este o descărcare neuronală bucuria care ai avut. Auzi tu, mă? Nu, să nu fii labil emoțional. Dar dacă nu a fost nimic. Nenorocitul ăsta de dacă, așa-i? Parcă văd pe femeia asta cu câtă pasiune și sinele îi vorbește. Și zice, dacă, dar poate nu pot. Nu, ce să faci cu ispita asta? Că întotdeauna când vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, vine ispita, așa-i? Vine satana și vrea să spună frâne. Ce să faci? Ascultați ce să facem.
Eu cred că cea mai mare artă în viața de credință este să te știi mustra pe tine însuți. Este să știi să vorbești cu sinele tău și să-l pui pe cruce și să-i pui pumnul în gură. Ascultați ce zice Biblia în Psalmul 42. Psalmul 42, versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gem înăuntrul? Zice asta, înăuntrul meu. Deci cu cine vorbea psalmistul? Cu el. Ce tot îmi spui că nu o să se poate? Ce tot îmi spui că ești prea păcătos, Dumnezeu nu poate, ești prea necurat? Știi bine că ai făcut avort? Nu se mai poate. Știi bine păcatul ăla? Dacă ar ști păstor, nici să nu te mărturisești. Nu, pe altul poate. Tu nu, tu ești prea păcătos. Ce tot îmi spui că nu-ți bun de nimic? Ce să faci? Ce să faci cu ăsta care tot îți spune că nu ești bun de nimic? Ce să faci cu vocea aia satanică? Ce să faci? Să-ți o mustri, să spui, taci, nădăjduiește în Dumnezeu, Gabi, iarăși îl vei lăuda, nu te teme, eu sunt cu tine, dacă vei trece prin foc, dacă vei trece prin ape, apele nu te vor uneca. Orice păcat Iisus îl poate ierta, ce să faci? Să iei promisiunile lui Dumnezeu. Ai 8.000 de promisiuni și ce să faci? Să închizi gura diavolului cu adevărul lui Dumnezeu. Adevărul te face liber. Nu dragostea, ci adevărul te face liber. Cum stai cu bătălia? Poate îți dă Dumnezeu un vis, o pasiune. Și-o vin satanul și-o, nu mai faci dor și poate nu fi nimic, zice, ba mai bine stai acolo. Hai la pocăință, nu, cum zice, dar dacă nu o să fie nimic, dar ce o să zică soțul, dar ce o să zică neamul, dar ce o să, da, nu, poate nu fi nimic. Observa, satana, ce satana, e satana. Și ce să faci? Să spui, Doamne, îmi pun ceară în urechi. Nu mă mai interesează ce zice satana și eu ăsta păcătos pe care exploatează la maxim. Doamne, eu cred cuvântul Tău. Eu cred că există putere în numele lui Iisus. Eu cred promisiunea Ta că dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să mă ierte și să mă curețe de orice păcat. Așa că, diavole, poți să spui că nu se poate, că Biblia spune altceva. Și eu nu mă duc după simțăminte și după emoții, ci mă duc după cuvântul lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. Asta îmi place la femeia asta. Este o femeie care are bătălie în rugăciune. Este o femeie care se luptă cu îndoiala. Se luptă cu necredința și ce face? Biruie! Și mă rog astăzi, credința în Hristos să biruie. Să pui mâna pe Scriptură, că ai atâtea Biblie acasă. Ai RV, Radio Vocea Evangheliei, ai televiziune creștină, ai YouTube, ai totul. Ce să faci? Pleacă genunchi, roagă-te, crede promisiunea lui Dumnezeu și du-te înainte și spune, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Lăudați să fie Domnul. Amin? Și Biblia vine și spune că ce zicea ea, dacă aș putea să mă ating de poala hainei lui. Era necurată, da sau nu? Dar știți că există o necurăție mult mai spurcată decât asta fizică. Știți care este? Necurăția spirituală. Marcu la capitolul 7, două pagini mai încolo, zice Biblia, iată lucrurile care spurcă pe om, 7:20. Dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, prea curvii, ucideri, furtișaguri, lăcomii, vicleșuguri, înșelăciuni, fapte de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și ce face? Te spurcă. El nu spune, eu nu am problemă fizică, foarte bine, dar există ceva mai spurcat. Uitați, lista asta de păcate. Și Biblia spune așa, nimic spurcat nu va intra unde? În împărăția lui Dumnezeu. Nu, acum avem probleme. Dacă nimic spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu și ai unul din lucrurile astea în viața ta, trebuie să se rezolvi problema. Și cum faci? Auzi de Iisus. Auzi că El e mielul lui Dumnezeu. Auzi că El a plătit păcatul tău. Că Iisus Hristos a dus la cruce. Și dreptatea lui Dumnezeu care trebuia să vină asupra ta datorită păcatului tău a venit asupra lui Iisus Hristos. El este mielul de substituție pentru păcatele noastre. Și ce fac? Mă duc la Iisus Hristos și spun, Doamne, îți mulțumesc că Fiul Tău a plătit păcatul meu. Doamne, mă ascund în rănile lui Hristos. Cred că sângele Lui mă poate curăți de orice păcat. Te încurajez în această seară să crezi în puterea sângelui lui Iisus Hristos. Indiferent ce spurcăciune ai, să vii la picioarele lui Iisus Hristos, să spui, Doamne, curățește-mă, Doamne, de orice spurcăciune. Pune în mine, Doamne, greață față de păcat. Fă-mă să iubești ce iubești Tu, Doamne, să urăști ceea ce urăști Tu. Lăudat să fie numele Domnului. Uitați unde zice lucrul acesta în Scriptură. Spune Biblia în 1 Corinteni capitolul 6. Biblia spune așa, 1 Corinteni capitolul 6. Spune Scriptura așa, versetul 9. Nu știți că țeparii sau cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu?
Nu vă înșelați în privința asta. Nici curvarii, o spurcăciune așa, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici efeminizații, nici homosexuali, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimători, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci iată, necurății, așa e? Zice Biblia, vezi dacă le ai, zice, nicio șansă. Frumusețea este că apostolul continuă mai în jos și spune așa. Și așa erați unii din voi. Cum? Hoți, nedrepți, curvari, bețivi. Dar zice Biblia, s-a întâmplat ceva. V-ați întâlnit cu Iisus. Și întâlnirea cu Hristos a adus spălare. Dumnezeu te-a spălat și te-a sfințit și te-a considerat, te-a socotit neprihănit în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este frumusețea, frați și surori. Dragi prieteni care sunteți aici, indiferent de religia care o aveți, Dumnezeu nu e ortodox, Dumnezeu nu e penticostal, Dumnezeu nu e baptist, Dumnezeu e sfânt, amin? Și dacă vreau să ajung în ceruri, degeaba mă numesc eu sunt ortodox, eu sunt penticostal, ca și cum mai pune la o căruță de cai semnul de Mercedes. Ce faci, vecini? Zice, măr cu merțanu. Tracțiunii bălegoase. Așa sunt mulți. Numai firma de ei. Eu sunt ortodox, drept, eu sunt penticostal, bă, eu sunt baptist, bă, eu sunt... Domnul zice, auzi, lasă relii, lasă vrăjala asta. Hai să văd viața ta, dacă iubești și iubesc eu. Hai să văd dacă ești curat la suflet, că cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Amin? Asta e criza, nu de religii. Religii, toți românii cred în Dumnezeu, dar nu este popor să înjure mai spurcat de Dumnezeu, de Maica Domnului, de greu și de soare și de alte lucruri ca românii. Toți cred în Dumnezeu, zice Biblia, și dracii cred și ce fac? Românul are o credință mult inferioară dracilor. Dracii tremură, românul nu mai tremură. Înjură faină, frumos, așa îl înjură pe Dumnezeu ca pe lemne. Și după care, doarme liniștit, mă! Și îl întreb, crezi în Dumnezeu? Cum tu nu crezi, zice? Și știi ce face satana? Face horă în ea, zice. Am neui, mă. Bine că i-am dat religie. Bă, dar dacă n-are viață, e a meu. Asta e spurcăciune. Și poate ești slobod la vorbă. Miră-te că nu ți-o trăsni Dumnezeu. Doamne, cu limba asta care mi-ai dat-o să lau numele Tău. Doamne, am bajocorit numele Tău. Seara asta vii să spui, Doamne, o spurcăciune în gura mea, Doamne. Spurcăciune în trecutul meu care poate nimeni nu știe. Să vii la Iisus Hristos, să crezi că El a stat 6 ore pe cruce, pentru păcatul tău și pentru păcatul meu, să te pocăiești înaintea Lui, să primești iertarea în dar datorită suferințelor lui Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul. Amin? Și Biblia spune că femeia asta, după ce s-a atins de El, ascultați versetul 29, și îndată când s-a atins, a secat izvorul sângelui ei. Cuvântul cheia cărții Marcu este îndată. Parcă Iisus Hristos totdeauna le face rapid și bine. Îndată Iisus a mers, îndată a vindecat. Ca și cum am puțin timp și trebuie să fac lucrare. Și îndată, zice Biblia, a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Noi am o întrebare pentru voi. Se poate cineva întâlni cu Iisus Hristos și să nu știe lucrul ăsta? Se poate? Și Biblia, că atunci când s-a atins de Iisus Hristos, zice Biblia, ce a făcut? A simțit putere, a simțit că s-a tămăduit de boală. Știți când mă întâlnesc cu unii tineri și îi zic, ești mântuit, tinere? Și eu zice, normal că sunt mântuit. Întotdeauna am o problemă cu oamenii ăștia. Pentru că nu e normal să fii mântuit. Este o minune să fii mântuit. Dar acum, mai am o problemă cu alții. Merg cu taxi și faci evangelizare. Și zici, mă, ești mântuit? Apoi zici, numai Dumnezeu știe lucrul ăsta. Amin, mă predau. Da? Da, da, așa e. Când mergi cu mașina și întrebi cât e un taximetrist, am zis, și îl întrebi, ești mântuit? Și el zice, ca românul, nu? A, păi numai Dumnezeu știe. Hai să vă spun ceva.
Nu se poate să te întâlnești cu Iisus Hristos și să nu știi asta. Nu poți să fii căsătorit și să nu știi asta. N-ai cum să te întâlnești cu un tir care vine cu 80 la oră și să nu știi asta. N-ai cum să te întâlnești cu un Hristos care este atotputernic și să tu să nu știi asta. Când te întâlnești cu El, știi ce se întâmplă? Vine pacea lui Dumnezeu. Simți că păcatele s-au dus. Te simți ușor. De ce? Întâlnirea cu Hristos te transformă. Când femeia asta s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Biblia spune, a simțit în tot trupul ei. Când un om se întâlnește cu Hristos, pur și simplu vine harul lui Dumnezeu. Nu-i vine să creadă. Parcă îi se dă o pătură de pe ochi jos și zice, dar cum am putut să fiu orb atâția ani? Dar cum am putut să iubesc lucrul ăla, păcatul ăla? Și îi greață de el însuși. De ce? S-a întâlnit cu Hristos. Dumnezeu ce face? L-a născut din nou. Dumnezeu i-a schimbat natura și i-a dat Duhul Său cel Sfânt, lăudat să fie Domnul. Tu te-ai întâlnit cu Iisus? Și dacă spui că te-ai întâlnit cu Hristos, ai vorbit astăzi cu El? Ai citit scrisoarea de dragoste, cuvântul? Ai simțit atingerea Lui? Nu doar o religie. Nu să vorbești de lucruri extraordinare, ci să le fi experimentat în viața ta. Nu religie, ci o relație personală cu Iisus. Când s-a atins, spune Biblia, ca și cum ai dat un click, când s-a atins, ca și un curent electric, a simțit, imediat a ieșit din Hristos, în femeia aceea. Doamne, fă minunea mântuirii, Doamne, și fă să simțim toți pe Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Fă să simțim mântuirea cum vine, Doamne, cum suntem curățiți, cum plecăm acasă liberi, pentru că Hristos ne transformă. Scriptura continuă și spune, ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine? Că Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Că o putere a ieșit din mine. Zici, Petru, el. Petru totdeauna parcă mai întâi vorbește și apoi gândește. Și zice, Doamne, dar nu vezi că mulțimea te îmbulzește? Și Iisus Hristos ca un reproș, zice, Petre, aici e o lege a credinței. Cineva a avut o mână a credinței. N-a fost din mulțimea asta curioasă numai să vadă ce minuni face Iisus. Când a venit cu așteptări, a venit cu credință. Și Dumnezeu onorează credința, amin? Întotdeauna vei vedea pe Iisus Hristos că zice, facă-se după? Niciodată nu zice, facă-se după lacrimile tale. Niciodată nu spune, facă-se după rugăciunile tale kilometrice. Zice, facă-se după credință. Femeia asta a primit mântuirea, cum? Pentru că a venit cum? Cu așteptare, a venit cum? Cu credință. Astăzi să te uiți la Iisus, să spui, Doamne, mulțumesc pentru promisiunile tale, mulțumesc că ești Domn, fii Domn în viața mea, vindecă-mă Tu, Doamne, iartă-mă, Doamne, de orice păcat. Să vii nu doar ca un simplu spectator, ci să vii cu o inimă deschisă, să spui, Doamne, lucrează în inima mea, vreau să vin ca femeia asta, cu o credință deplină. Amin? M-am gândit de multe ori și am zis, cum era, de exemplu, dacă ăștia 5.000 de oameni sau câți erau acolo, care s-au îmbulzit de Iisus și voiau să-L vadă pe Iisus, dacă 5.000 de oameni se atingeau de Iisus Hristos, întrebarea este, exista suficientă putere în Iisus Hristos ca la o singură secundă 5.000 de oameni să fie tămăduiți? 5.000 de probleme, 5.000 de oameni să fie mântuiți la o singură atingere, da sau nu? Cu siguranță. Exista putere în Iisus. Dar Iisus Hristos a lăsat puterea Lui să vină doar într-o singură persoană, care a venit cum? Cu credință. Suntem aici câțiva oameni. Am cântat, ne-a rugat, dar te rog să ieși din mulțimea aia de spectatori și de curioși, mă, să văd cum îi, și să vii la picioarele Hristos, să vii cu credință, să spun, Doamne, eu cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că ești Mesia. Doamne, Tu vezi, Doamne, hemoragia mea, Tu vezi, Doamne, Tu vezi păcatele mele, Doamne, Tu vezi bătăliile mele. Rostește un cuvânt, Doamne, și fă ca puterea Ta să iasă din Tine, Doamne. Și legăturile celui rău, dependențele, bătăliile care le duc și parcă nu mai scap de ele. Rostește un cuvânt, Doamne. Și vreau să vă spun, când venim cu credință, Dumnezeu poate să facă în viața ta într-o singură secundă ce nu poți să faci în miliarde de ani. Crezi asta? Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și vine Iisus Hristos și zice, aruncați smerajul în partea dreaptă. A făcut Iisus Hristos într-o secundă ceea ce n-au putut să facă într-o singură noapte? Da sau nu? Poate Dumnezeu astăzi să rupă legături? Doamne, fie sângele Tău să rupă orice legături, Doamne. Fie Duhul Sfânt să vină și să simțim, Doamne, în duhurile noastre că puterea Ta intră, Doamne, și plecăm acasă, nu tot așa, cum ești, frate, bine ca pe pământ, și să mergem, îl am pe Iisus, El e Domnul meu, e Mântuitorul meu, lăuda să fie Domnul, amin? Și imaginați-vă, zice Biblia, El se uita de jur împrejur, să vadă pe cea care făcuse lucrurile acestea. Îmi imaginez privirea lui Iisus, caldă.
Mă imaginez cum Iisus Hristos se uita de jur împrejur, cu ochii plini de iubire. Cine s-a atins? Cine m-a onorat? Cine a avut credința aia? Cine e omul ăla care a pus mâna și a ieșit puterea din mine? Observați, puterea lui Dumnezeu face clic atunci când avem credință în El. Amin? Doamne, mărește-ne credința! Și zice Biblia că femeia aceea se ascundea prin mulțime. Să gândim, cum să mă dau de gol acum că eu am atins un rabin? Oare ce o să zică? Poate o să mă mustre. Dar zice Biblia, el se uita de jur împrejur și parcă văd fața lui caldă, plină de iubire. Vreau să-i fac bine. Se uita de jur împrejur și zice Biblia, femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a ieșit din mulțime. A venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Crezând că probabil va primi un reproș, o mustrare, Iisus i-a zis, și acesta este un cuvânt magic ce urmează, Iisus i-a zis, fiică, credința ta, nu numai că te-a vindecat fizic, te-a mântuit. Ăștia vin așa spectator, dar tu ai avut o credință că eu sunt Mesia, că sunt Fiul lui Dumnezeu, că pot. Și credința asta îți dă un nume nou. Ești un no name, n-ai nume, ești necurată. Dar de azi încolo, pentru că ai avut credință, numele tău este, tu ești fata mea, mă. Tu ești fiică a cerului. Pentru că toți cei ce cred în Iisus, lor li s-a dat dreptul să se numească ce? Copii de Dumnezeu. Care este numele acestei femei de azi încolo? Care este? Fiică. Tu ești a mea! Tu ești fata mea! De ce? Credința care a avut-o în mine îți dă dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Și asta e cea mai mare minune în lumea asta. Cea mai mare minune în lumea asta nu este să fii bogat, nu este să fii sănătos. Cea mai mare minune în lumea asta este să fii copil al lui Dumnezeu. Să știi că viața ta e în mâna Lui. Că poți să ai accident și să mor sau să dea boală sau mai știu eu ce. Dar știi că sufletul tău merge unde? La Tata în ceruri, așa-i? Și de astăzi încolo să nu te mai rogi mecanic, Tatăl nostru care ești în ceruri, ci cu adevărat să respiri prezența Tatălui, să ai o relație, să știi, eu sunt al Lui, mă. Duhul Sfânt e în mine, Hristos e Domn peste viața mea, mă pocăiesc înainte, mărturisesc, dau machiajul jos spiritual și spun, Doamne, asta e necurăția mea, Doamne, o ascund de atâția ani, cum ești? Foarte bine, de la foarte bine în sus, dar numai Dumnezeu te știe. Lucruri care le ții ascunse în viața ta. N-ai vrea să vii să cazi și tu la picioarele lui Hristos și să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Mulțumesc că ți-ai făcut timp, Doamne, să te oprești, Doamne. În timp ce ăsta era grăbit să te ducă repede la fiica lui, ca să o vindeci. Doamne, Tu ai stat și M-ai căutat. Ai atâtea lucruri importante în universul ăsta. Dar, Doamne, Tu ți-ai făcut timp pentru Gherla în seara asta. Tu ți-ai făcut timp pentru mine, Doamne, ca să-mi vorbești că mă iubești, Doamne. Vin la picioarele Tale. Fă-mă și pe mine fiul Tău. Fă-mă și pe mine fiica Ta. Dă-mi acest nume minunat. Îmi pun credința în Iisus, îmi pun credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credință în El să fii tămăduit, să fii iertat, să fii eliberat. Doamne, oprește orice hemoragie în această seară, orice bătălie, orice dependență în care vrei și iar alune și iar. Iisuse, atinge-te Tu. Și ce poate face Hristos? Nu poate să facă niciun psihanalist, niciun psihiatru, niciun psiholog, niciun pastor, niciun preot nu poate să facă ce face Domnul Iisus Hristos. Unde a luat toate bolile noastre și unde a luat toate păcatele noastre? La cruce, la cruce. Nu există alt loc mai frumos și mai bun pe planeta asta decât să vii la picioarele crucii lui Hristos. Ca și acea fetiță care s-a pierdut într-un mare oraș în Statele Unite. Și părinții n-au mai găsit-o și au găsit-o niște polițiști și au zis, cum te cheamă? Și a zis, nu știu, avea vreo 2-3 anișori. Cum îi cheamă pe părinții tăi? Și zice, nu știu. Te zice, dar cam pe unde e casa ta așa, să știm să te ducem acasă? Și istoria spune că fetița a stat așa pe gânduri, gândindu-se, ce-i pe lângă casa ei? Și după un timp a zis, acolo lângă casa mea, a spus fetița, e o cruce mare de tot. Dacă mă duci până la cruce, domnul polițist, de acolo eu știu singură să mă duc acasă. Dacă mă duci până la cruce, de acolo știu singură să mă duc acasă. Morala este următoarea. Dacă vrem să ajungem acasă la Domnul,
în cer, în prezența lui Isus. Nu există nicio altă cale prin care poți să ajungi acolo decât dacă trec pe la crucea lui Isus. Și în seara asta să vii să spui, Doamne, ăsta, să indiferent de religia care o ai, să spui, Doamne, asta e necurăția mea. Ăsta e lucru, Doamne, care mă termine, Doamne. Doamne, atât am mascar. Doamne, mă cred așa de ok, Doamne. Dar eu parcă n-am suflu spiritual. Eu am așa o lene spirituală față de lucrurile spirituale. Sunt mort în păcate. Doamne, mi-ai spus că mă iubești. Mi-ai spus că ești Domn peste natură, peste duhuri necurate, peste boală, peste moarte. Dar, Doamne, Tu vrei să fii Domn peste viața mea. Doamne, intră în inima mea, vin la crucea Ta și îți mulțumesc că ai plătit păcatul meu și îți mulțumesc că cel mai bun detergent care curăță orice păcat este sângele lui Iisus Hristos. Nu te lăsa înșelat de cerul să spui nu se poate, de atâtea ani am încercat, nu se poate, ba se poate. Toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. În seara asta să vii și tu ca fetița aia, nu? Să vii la crucea lui Hristos, să spui Doamne, mă hotărăsc, Doamne, să mă pocăiesc înaintea Ta. Mă hotărăsc să-mi dau viața mea înaintea Ta, Doamne, și crezând în Tine, Doamne, să merg pe drumul mântuirii până când voi ajunge în patria cerească. Amin? Spuneți-mi, e bun Dumnezeu? E minunat Iisus Hristos? Are inimă Iisus Hristos mare pentru toată lumea? Are inimă Iisus? Vrea Dumnezeu să mântuie? Dumnezeu vrea. Știi ce să faci? El deja a făcut primul pas. Domnul întotdeauna face primul pas. Adame, unde ești când se ascunde așa? 100 de oi era, una s-a rătăcit, păstorul a căutat oaia, nu oaia pe păstor, așa-i? Dumnezeu a făcut primul pas către tine în seara asta și ți-a vorbit. Știi ce să faci? Să răspunzi chemării Lui, să spui, Doamne, mulțumesc că mă iubești, mulțumesc că îți pasă, Doamne, de bătăliile mele și de viața mea. Iartă-mă că mă văd prea ok, iartă-mă că mă văd prea sănătoasă spiritual, când de fapt eu, Doamne, sunt rahitic spiritual. Eu nu iubesc, Doamne, scrisoarea Ta de dragoste. Nu mă rog, nu mă mărturisesc, Doamne. Îmi dau seama că am nevoie de o revoluție în viața mea. Și această revoluție este atunci când auzi de Iisus Hristos și te atingi de El. Vine puterea Duhului Sfânt. Nașterea din nou. Puterea lui Dumnezeu te naște. Și apoi îți dă Dumnezeu numele de Fiica Cerului și de Fiul al lui Dumnezeu, de Copil al lui Dumnezeu. Care să ridicăm în picioare. Nu ne rugăm, hai să luăm câteva momente de cercetare. Fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Le vezi în viața ta necurății, lucruri care te macină. Sau că vezi o stare de aia de indiferență. Dom'le, sunt lucruri care Biblia le condamnă și pe tine nu te interesează. În această seară, aș vrea să ai disperarea acestei femei. Să producă Dumnezeu în tine această disperare sfântă. Să spui, Doamne, nu mai pot așa, Doamne. Tu ești cel care m-ai făcut, Doamne. Tu ești mare designer și Tu știi cum funcționezi cel mai bine. Și Biblia este cartea, manualul care îmi spune cum funcționezi cel mai bine ca om. Doamne, vin înaintea Ta și Te rog, curățește-mă, Doamne. Dă-mi o viață nouă. Doamne, vine primăvara. Fă ca și sufletul meu să înflorească pentru Tine, Doamne. Mă pocăiesc înaintea Ta, să vii cu păcatul Tău în rugăciunea asta, să vii cu starea Ta, să vii să spui, Doamne, atinge-mă, Doamne, prin Duhul Sfânt, Doamne. Fă-mă să simt iertarea Ta, Doamne. Vreau să cad la picioarele Tale ca femeia asta și să-mi dai un nume nou, Doamne. Să-mi spui și mie, fiica mea, de atâta timp Te-am așteptat. Să auzi din gura lui Iisus cuvântul, Fiule, dă-mi inima Ta. Să te numească Dumnezeu Fiul Lui și de azi încolo. Să n-ai numai o religie, ci să ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Unde se întâmplă lucrul ăsta? Când vin smerenie la crucea lui Iisus Hristos. Te uiți la jertfa Lui și spui, Doamne, acolo Tată m-a împăcat cu Tine prin Iisus Hristos. Îl vreau pe Iisus să fie Domn nu numai peste creație, nu numai peste duhuri necurate, nu numai peste moarte și boală. Ce folos să fie Domn peste creație dacă nu-i Domn și peste mine? Dacă mor la noapte să mă duc în iad. Doamne, fii Domnul în viața mea. Mă predau cu totul înaintea Ta. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă este cineva în seara asta care vrea să spună, aici sunt, Doamne. Pentru mine a fost mesajul ăsta. Doamne, curățește-mă și pe mine. Naște-mă din nou, Doamne. M-am săturat, Doamne. Rostește un cuvânt în dreptul meu. Atinge-Te de mine, Doamne. Și fă minunea mântuirii, așa cum stăm cu capetele plecate. Aș vrea să ridici o mână spre Dumnezeu, spunând, aici sunt, Doamne. Mântuiește și viața mea, Doamne. Curățește-mă Tu, Doamne. Lăudat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu-i rușine să te predai lui Iisus Hristos.
Este o mare bucurie, spune Biblia, când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Mâna asta este ca un semn că îi spun, aici sunt, Doamne, Tată, m-ai prins în dragostea Ta. Mă predau, Doamne, fă-mă al Tău pentru totdeauna. Lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Uită-te, Doamne, peste toată adunarea și cercetează Tu, Doamne. Cercetează Tu gherla, Doamne. Fă să plouă cu mântuire, Doamne, peste noi, peste fiecare, Doamne. Mântuie pruncii de pocăiți, Doamne, care sunt în casa Ta, dar casa Ta nu-i în ei, Doamne. Mântuie pe cei nepocăiți, Doamne. Ajută-ne noi pocăiți să ne pocăim, Doamne. Să venim cu orice tip de necurăție, Doamne, înaintea Ta, Doamne. Și, Doamne, curățește-ne, Doamne. Și lasă pe Duhul Tău care e sfânt, Doamne, să ne sfințească viețile noastre. Să avem energii noi pe calea Ta. Mulțumim pentru frumusețea lui Iisus, pentru domnia lui Iisus. Fie El să domnească peste inimile noastre. Lăuda să fie numele Lui. Așa cum stăm, haideți să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și cu gura Ta, invită-L pe Iisus și spune, Doamne, mă predau cu totul Ție, Doamne. Mă pocăiesc, Doamne, mi-ai vorbit astăzi. Cad la picioarele Tale. Nu vreau să mă duc în iad. Doamne Iisuse, mulțumesc că ai plătit iadul pe cruce în locul meu, ca eu să nu-L mai gust niciodată. A lui Iisus, care singur este înțelept, să fie toată slava și gloria în veci. Amin.